apocalypse. Hey, salut tuturor și bine ați venit la un nou video tutorial pe Escape from Tarkov. Eu sunt Geno. Astăzi o să facem un video în care o să ne plimbăm puțin pe hartă și o să vă dezvălui poziția unor hidden stash-uri, stash-uri ascunse. Eu le lootez la început de wipe, de obicei, când suntem cu toții, probabil ducem lista de bani, așa că fac câteva run-uri pe shoreline pentru hidden stash-uri, pentru că sunt câteva trasee pe care puteți să le faceți foarte ușor, în care nu prea dați de player și atunci vă e foarte simplu să le lootați. Vă reamintesc sau vă spun pentru cei care încă nu știți, în hidden stash-uri practic se poate găsi absolut orice, așa că sunt foarte, foarte bune de lootat, pentru că se fac o grămadă de bani. O să facem un tur practic al hărții ca să vă arăt câteva dintre ele. Sunt foarte multe pe, în general, pe toate hărțile sunt foarte multe. Nu o să vi le arăt pe toate pentru că video ar fi extrem de lung, dar vă arăt câteva dintre ele și vă arăt cumva traseul pe care eu îl fac de obicei pentru hidden stash-urile astea. Începem de aici, Roto Custom. Acolo este punctul de extracție Roto Custom. Aici avem primul hidden stash. Vedeți aici. Nu o să stau să le lutez, pentru că video probabil o să fie un pic mai lung, deoarece nu o să tai nimic din el. Vreau să îl las complet, să-și dea seama și cei care nu cunosc prea bine harta, unde sunt situate și cum reușesc să ajung de la un hidden stash la celălalt. Așa că ne îndreptăm spre partea de sud a hărții. Aici este o locație foarte bună să veniți să controlați hidden stash-urile, pentru că sunt două hidden stash-uri apropiate una de cealaltă și fiind chiar la marginea hărții, aproape nimeni nu vine să le controleze. Așa că cel mai probabil de fiecare dată o să le găsiți pline, nu, pentru că nu au fost lootate de mine. Aici vedeți, este un alt hidden stash. Ne mutăm și la 20 de metri distanță mai avem încă unul. Aici este celălalt hidden stash. Și mergem mai departe. Acest video probabil o să fie util în primul și în primul rând persoanelor care încep jocul acum sau pentru cei care nu cunosc foarte bine shoreline, în, după ce se face un wipe pe conturi sau așa mai departe, pentru că se fac o grămadă de bani din chestia asta. Repet, traseul pe care îl fac este un traseu care de obicei este destul de liber, cu puțin atenție, ascultați foarte bine sunetele. Cel mai probabil nu o să întâlniți player. O altă chestie, repet, nu sunt toate hidden stash-urile cele pe care le arăt eu, sunt mult mai mult de atâtea, doar că unele dintre ele, adică mare majoritate pe care nu vi le arăt, sunt undeva în centru hărții, o zonă mult mai populată de persoanele care merg către sanatorii, punctul de principal, să zic așa, în care aleargă cam toți playerii care joacă shoreline. Cred că undeva aici, pe deal, prin boscheți ăștia, ar trebui să mai fie încă un hidden stash, dar fiind un spawn aici, jos, plus unul puțin mai sus, de obicei nu stau să controlez aici, prefer să, cu atenție, să merg mai departe la următoarele hidden stash-uri. Suntem acum în partea de sud a hărții. Aici mai avem încă un hidden stash. Mergem mai departe. Atenție în stânga aici. Aici este spawn de player. Totodată este spawn și de scav. Deci fiți atenți, pentru că de multe ori nu-i vedeți. Ies doar de după gardurile astea albastre și încep să tragă după voi.
Eu o să fac un cerc, să spun așa, în jurul hărții. Bineînțeles, voi, dacă spawnați, de exemplu, unde am spawnat eu, nu o să faceți toată chestia asta, pentru că nu puteți să ieșiți din nou la rătul custom. O să ieșiți undeva în partea aceea de hartă, așa că, gen, faceți doar partea asta sau faceți harta invers pe partea cealaltă. Eu o să fac un cerc complet, o să ne întoarcem din nou la rotul custom. Așa, vedeți un pic cercul total pentru hidden stash-uri. Mai puțin, undeva aici trebuie să mai fie un hidden stash. Să vedem dacă îl găsim. Aici, uitați-l. Deci vedeți casa aceasta distrusă. Acolo este hidden stash. Mergem mai departe. În zona aceasta trebuie să fiți foarte atenți, pentru că sunt foarte mulți player care urcă acolo sus la meteo și au de obicei snipere și s-ar putea să tragă după voi. Eu de obicei când fac zona aceasta prefer să stau undeva aici aproape de stradă, să stau cât mai mult acoperit practic de playeri de acolo. Aici este o zonă puțin mai dificilă. Aici avem banca. În bancă sunt două safe-uri pe care puteți să le lootați, plus ceva calculatoare, două, trei chestii pe care puteți să le lootați. Aici trebuie să fiți foarte atenți când treceți, deoarece aici este spawn de scavi, destul de mulți scavi. La fel și aici pe plajă găsiți destul de mulți scavi, plus sunt playeri care spawnează către tunel și vin undeva aici sus și la fel stau, campează, așteaptă ca playerii să traverseze aici. Mai sunt și ceva hidden stash-uri, adică un hidden stash. Dacă mergeți pe lângă bancă înainte și ieșiți pe plajă undeva în partea aceea către lighthouse, ieșirea lighthouse pentru scav player, chiar aproape de turnul lighthouse, o să vedeți că este un alt hidden stash. Ne mergem mai departe. Aici mai avem un hidden stash, după cum vedeți aici înăuntru. Continuăm mai departe. Repet, atenție foarte mare aici sus. Foarte des sunt player care se opresc acolo, stau ascunși și în momentul în care traversați, așa cum am traversat eu acum, o stragă după voi. Așa. Să mai dau din când în când câte un SG6 din ăsta, ca să ne ajute puțin să avem stamina mai multă. Aici mai avem un hidden stash și de aici o să urcăm. Nu are rost să mergem către tunel. Tunelul e destul de campat, fiind una din cele două puncte de extracție principale pentru PMC, așa că evităm să ne apropiem acolo. Continuăm și acum o să urcăm către orășel, unde o să mai găsim câteva hidden stash-uri foarte rapid acolo. Nu stăm foarte mult. În dreapta noastră, acolo avem cottage, primul și al doilea. Primul este deschis, nu aveți nevoie de nicio cheie, puteți să intrați în casă. Înăuntru sunt două safe-uri pe care puteți să le lootați, plus încă câteva chestii. În al doilea, ca să intrați, aveți nevoie de cheia de la intrare. La fel, două safe-uri înăuntru, dintre care pentru unul aveți nevoie de cheie, așa că trebuie să o cumpărați și pe aia. Aici mai avem încă un hidden stash. Dacă doriți să lootați cottage-urile, să fiți foarte atenți. Este o zonă destul de controlată de playeri, pentru că este spawn pentru bossul de pe shoreline sanitar, așa că destul de mulți playeri controlează acolo dacă spawnează. Bun, am ajuns în oraș, o să vă arăt aici un hidden stash. Aici puteți să-l vedeți. Mergem mai departe. Acest oraș
Este foarte, foarte, foarte bună. Mai ales la început de wipe. Deoarece sunt foarte multe geci pe care puteți să le controlați. Și găsiți o grămadă de chei de care aveți nevoie. Pentru chei puteți să găsiți deja pe canal dacă sunteți interesați un video pe care l-am făcut pentru cheile principale pentru Shoreline. O să urmeze cu siguranță și alte videouri cu chei pentru celelalte hărți. Aici mai avem un hidden stash. Peste drum mai este încă unul, mai exact aici înăuntru. Așa, și în orășel o să vă mai arăt un singur hidden stash, după care plecăm mai departe. Aici avem celălalt hidden stash. Așa, ieșim din oraș și mergem puțin central pentru celelalte hidden stash-uri, pentru că în toată zona aceea, urcând până la Rock Passage, nu avem decât un hidden stash pe care o să vi-l arăt mai sus, așa că nu ne ajută foarte mult dacă ieșim pentru looting. Sunt câteva hidden stash-uri și aici. Aici o să vedeți, este un alt orășel cu case distruse. În interior sunt câteva hidden stash-uri pe care eu personal prefer să le evit, deoarece zona... Sunt destul de multe spawn-uri în prejurul zonei și pot fi playeri. Zona e destul de dificil de traversat, deoarece sunt... Este o mlaștină, practic, în momentul în care intri în mlaștină nu poți să alergi, nu poți să sari, deci dacă cumva ai intrat într-o zonă de genul ăla și cineva începe să tragă după tine, este foarte, foarte greu să mai faci ceva. Ești aproape mort. Aici mai avem un hidden stash, ascuns. Un hidden stash care pot să vă zic, mi-a dat foarte multe satisfacții, am găsit de foarte multe ori o grămadă de chestii foarte valoroase, inclusiv armurii clasă 6, deci foarte, foarte bun. Continuăm mai departe. Urcăm aici sus pe deal, este un alt hidden stash. Mai exact aici. Așa, traversăm aici, nu mergem mai sus deoarece ne apropiam de sanatoriu. Sunt multe persoane cu sniper care urcă sus pe acoperiș, controlează mereu zona, deci s-ar putea să tragă după voi. Atenție mare când ajungeți în zona aceasta unde e camionul, deoarece aici mai mereu este cel puțin 1-2 scav, deci este spawn pentru scave. Aici mai aveți o cutiuță pe care puteți să o lutați. La fel și la baza acestui stâlp, mai exact acolo, la fel o altă cutiuță de genul ăla pe care puteți să o lutați. Și acum ne îndreptăm spre partea stângă a hărții, partea pe care v-am spus că este un singur hidden stash practic până la Rock Passage, punctul de extracție Rock Passage, pe care o să vi-l arăt acum. Mai exact aici. Uitați-l aici. Ne mai ajutăm cu un SJ6 să recuperăm stamina mai repede și să ne dureze mai mult. O să avem nevoie pentru că o să trecem acum printr-o zonă în care practic nu prea avem ce să luptăm. Atenție mare când traversați aici, deoarece podul acesta poate să fie campat, special pentru că acolo este Rock Passage, punctul de extracție pentru PMC, Rock Passage. Dacă Rock Passage este deschis, cam toți playerii care merg în sanatorii o să iasă
o să încerce să iasă aici. CS este un punct de extracție care nu tot timpul este deschis. De exemplu, în momentul de față nu este deschis. Cum puteți să vă dați seama dacă este deschis sau închis? Undeva aici și undeva aici este un fum verde. În cazul în care este deschis, în momentul de față, după cum vedeți, nu este niciun fel de fum, deci este închis, nu se poate ieși. Dar dacă este deschis, fiți foarte atenți, deoarece este foarte posibil ca unele persoane să campeze zona asta pentru playerii care vin pentru punctul de extracție și atunci dacă vă găsiți prin zonă, s-ar putea să aveți probleme. Bun, suntem în partea de nord a hărții. După cum puteți vedea, acolo este sanatorul. Noi suntem deasupra sanatorului. Dacă vă uitați pe hartă, în zona aceasta de nord nu avem decât un hidden stash, care este puțin mai în față. Este o zonă foarte liniștită, o zonă în care de obicei nu dai de nimeni. Aici este hidden stash de care vorbesc. După cum spuneam, este o zonă destul de liniștită, nu prea dai de nimeni. Este un spawn de PMC aici, acolo. De obicei, cine spawnează aici, aleargă cât de tare poate în direcția aceea pentru a ajunge sus la sanatoriu, fiind unul dintre spawnurile cele mai apropiate de sanatoriu și automat îi dă posibilitatea să luteze câteva camere foarte, foarte bune. Așa că de PMC nu ar trebui să vă preocupați în zona aceasta. Ce ar putea să vă preocupe dacă sunteți undeva către sfârșitul partidei? Scav player, deoarece același punct este și un punct de extracție pentru scav player. South Fence Passage se numește punctul de extracție. Așa că spre sfârșitul game-ului, dacă sunteți încă în partidă și sunteți undeva în zona asta, trebuie să fiți atenți, pentru că s-ar putea să întâlniți vreun scout player care merge către ieșire. Bun, și acum coborâm către Road to Custom, locul de unde am spawnat. Pe drum o să vă mai arăt încă 3 hidden stash-uri, dacă nu greșesc, mai sunt încă 3. Repet, nu sunt toate hidden stash-urile de pe hartă, sunt mult mai multe de atâta. Dar ca să nu fac un video foarte lung, acum dacă doriți un video complet cu toate hidden stash-urile, puteți să lăsați un comentariu, putem să-l facem fără niciun fel de problemă. Video pe care l-am făcut astăzi este un video așa, pentru cei care încep acum sau foarte bun după un wipe, pentru că este un traseu destul de liniștit pe care puteți să-l faceți, lutați 5-6 hidden stash-uri, ieșiți, cu siguranță o să faceți profit. Este ceea ce trebuie la început de joc. Aici mai avem un hidden stash. Uitați aici. După care ne îndreptăm spre acel stâlp de semnal. Un stâlp de semnal undeva la printre primele quest-uri pe care le aveți, o să trebuiască să-l vizitați, pentru că o să trebuiască să-l semnalați. Aici mai avem un hidden stash. Iar ultimul hidden stash vi-l arăt acum, înainte de a merge către Road to Custom. Iar de aici, dacă a spawnat ca și mine aici aproape de Road to Custom, ieșiți undeva în cealaltă parte la tunel. Dacă vreți să riscați și să lutați puțin mai mult, puteți să faceți traseul invers față de cum l-am făcut eu, adică să urcați sus până în nordul hărții, traversați nordul, coborâți pe cealaltă parte până la tunel. Dacă spawnați undeva în zona tunelului, o să trebuiască să ieșiți aici, Road to Custom, faceți exact traseul pe care l-am făcut eu. Eu de fiecare dată, chiar dacă am ieșire aici, dacă am destul timp, merg și controlez și celelalte 3 hidden stash-uri, pentru că de cel mai multe ori nu sunt făcute și se găsesc chestii destul de interesante. Bun, cam asta este videoul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de mine.
care ați urmărit videoul. Am să vă rog, dacă se poate, să lăsați un like, un comentariu, dacă doriți, dacă aveți sugestii, dacă, nu știu, aveți întrebări despre joc sau așa mai departe, orice este foarte binevenit. Vă mulțumesc mult. Have fun! Ugh.